bine v-am regăsit la ProSport News. Iată cele mai importante știri ale zilei. Gigi Becali a analizat prestația echipei în ultimele etape și a găsit vinovații pentru punctele pierdute cu Farul Constanța și Universitatea Craiova. Pe lista neagră a finanțatorului FCSB au intrat Răzvan Waide și Iulian Cristea, în timp ce goalkeeperul Ștefan Târnovanu a primit doar un avertisment. Păi ce să ai, mă, grijă pe finalul meciurilor? E adevărat! S-a greșit. Ce s-a greșit? Dacă îl bagi pe Waide, Waide îi spui stai acolo, stai mă acolo, că de-aia îl bagi, ca să ții de rezultat. El se duce pe acolo, vezi, pe un careu de besmetic, păi nu o să mai intre. Da, tot a zis, domne, să nu-l băgăm, să nu-l băgăm. Eu, mie, e băia bun. Și a zis, bă, a mers pe bunătatea lui, că e băia bun, și zic, hai mă, să-l bag. Bă, dacă nu înțelegi, stai mă acolo. El se duce până careu, el să primească, el cu bolte mici, pe acolo, eu nu știu. Am ajuns la concluzia că, bă, vrei să ții de rezultat, rezultatul se ține tot cu jucători valoroși care țin de minge, care pasează. Chiar dacă sunt obosiți și că au alergat 12 km, trebuie să stea în teren ca să poată să țină de minge. Că nu poți să ții de minge cu oaie. Gata, am văzut acum. Ieșirea lui Târnovanu? Ce ieșire? Păi, aiurea. Dacă mai face una de asta, apără Vlad. Ce să cauți acolo? Dădea cu capul, erau 5 acolo. Înțelegi? Dar și Cristian, dă-mă cu capul, tot timpul sare la cap, capul în jos. S-a aruncat cu capul în jos. De-aia nu joacă. Și acum nici nu o să joace el. Ca să nu mai stai. Nu? Păi dacă sari cu capul în jos, păi sări la cap și cu capul în jos. Nimeni nu a scăpat de tirul lui Gigi Becali. Nemulțumit de arbitrajul video condus la partida cu Universitatea Craiova de Ovidiu Hațegan, finanțatorul FCSB-ului l-a atacat pentru deciziile luate. În schimb, Radu Petrescu, centralul care nu l-a eliminat pe Malcomet Juma pentru intrarea la Igor Armaș în partida de la voluntari, a scăpat de critici. Hațegan a făcut titi pe el. Și a zis, ce să fac, acum să inventez eu, Hațegan, eu ceva, că eu sunt genial, eu, Hațegan. A inventat el o prostie mai mare care nu există. Păi ce, mă, ce umărul e mai încolo decât piciorul? Umărul, acum, stătea așa? Mă, stătea așa ca să fie umărul? Stătea așa. Cum să fie umărul mai încolo? Am așa făcut încercuit ca să-i arate, vezi, doamne arbitrul, vezi, bă, că acolo am zic că e upside-ul. Adică a încercuit, a zis, că ăla normal, ce a zis, bă, poate nu-și dă seama de șmecherie. Hai să încercuiesc cu umărul, pe imagine. Păi bă, stăiți ceva la cap. Bă, tot o să le iau campionatul, tot o să vă bat pe toți și tot degeaba faceți toate și de tricurile astea mizerabile care le vede toată lumea. Cu opsai, cu vrăjeală, minciună. Era eliminat, la revedere. Mă, l-a ridicat piciorul sus și ăla vine și bagă capul în piciorul lui. Ca dovadă că doar, domne, trebuia să fie la... De aceea are animare. Păi băi, eu trag acum aici cu mâinile, așa să vezi sânge. Trag așa cu mâinile și să vezi exact ca la ăla. Ăla am armaș, da? Fac eu acum așa pe gât, așa, trag tare, așa, așa, așa. Și să vezi de aici până aici nu mai dungi de sânge. Ca la armaș. Poate să facă ei ce vor și toate mizerile care le fac, campionatul va fi luat de FCSB anul ăsta. De ce? Pentru că îi vom bate 10 meciuri în play-off, toate 10 meciuri. 30 de puncte în play-off o să face. Continuă scandalul dintre Dan Șucu și fostul finanțator al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu. După ce patronul Rapidului a anunțat că Iancu nu este bine primit în Giulești pentru că ar fi investit în clubul de pe Bega bani proveniți din escrocherii și inginerii financiare, replica nu a întârziat să apară. El nu va fi niciodată iubit la Rapid, a declarat Marian Iancu pentru ProSport. S-a gândit că e bine să pună mâna pe creionul de tâmplar, să-l ude un pic și să apuce să scrie. Într-o folosit un limbaj demn de Congresul al 14-lea al partidului, toate sunt la realizări, mai puține cele care nu le-am atins, ele nu există. Poți să mă jignești, dar nu poți să mă păcălești. De 50 de ani sunt rapidist și, apropo de domnul Șucu, am să-i mai transmit ceva. Orice ar face, cu minciuni, cu adevăr, cu implicare, lipsit de implicare, trebuie să înțeleagă că el nu va fi iubit la Rapid. Ei niciodată nu o să-l iubească. Orice ar face, el are un singur drept și care se confundă cu obligația, de a investi. Se manifestă ca un contabil. A venit ca acționar,
și se manifestă public ca un contabil. La lotul care l-ai, n-ai cum să participi în cupele europene. Este, tu ai avut noroc să fii în primii șase pentru că celelalte sunt foarte slabe. Vrei să-ți mulțumim că asigur contabil un echilibru. Ok, dar de ce te numești acționar? De ce te-ai înscris în lista acționarilor? Nu trebuie să investești, tu trebuie să faci un singur lucru, să aduci bani. Știai în ce te-ai înhămat? Argumentele care le-a folosit împotriva mea chiar îl descalifică. FCU Craiova 1948 s-a impus cu 2-1 în fața lui FC Voluntari, iar Adrian Mititelu speră din nou la un loc în play-off-ul Superligii. Finanțatorul oltenilor e optimist că echipa sa va fi desemnată câștigătoarea meciului cu Șepșii la Masa Verde de către Comisia de Apel. Până atunci însă FCU Craiova 1948 riscă depunctarea din cauza amenzilor neachitate către FRF. Acum chiar că încep să cred cu adevărat în play-off. Cât la sută sunt șansele de a merge în play-off? Nu pot să spun 100%. Eu cred că totuși sunt 50% șanse, pentru că eu sper totuși ca meciul de la Tugheori să se rejoace. Eu nu cred că federația își permite să o trimită pe Sepsi în play-off cu puncte câștigate la Masa Verde. Eu nu cred treaba asta. Refuz să cred că la Comisia de Apel, profesorul universitar, sunt doi profesori universitari care își duc la Comisia de Apel, pot să mențină o decizie care nu are nicio acoperire în lege. Ce puteam să fac eu dacă nu aveam nicio atribuție de organizare la Sfântul Gheorghe? Ce puteam să fac eu când totul a depins de domnul Diosegi? Ei sunt noi noștri rivali, dar în primăvara asta, după CSU și Rapid, ăștia sunt rivalii noștri. CSU este un... Rapid este un rival istoric, o echipă pe care o simpatizez foarte mult, iar CSU este o echipă care a fost inventată de federație și care rămâne rivalul nostru numărul 1. Nu știu, sper să fie timp să se meargă și la TAS. E clar că nu e corect, nu știu, regulament, lege. Legea, eu zic că e de partea noastră. Regulamentul, într-adevăr, este cam ambigu și incorrect făcut. Situația este grea, este apăsătoare. Am schimbat și sistemul de joc, am schimbat și anumiți jucători, tocmai în speranța de a aduce un plus. Este un moment dificil, atât pentru echipă cât și pentru mine. Este prima oară în carieră când mi se întâmplă în cariera de antrenor să pierd 5 meciuri consecutive. N-ar fi corect ca să pot să-mi dau demisia în momentul de față. Dacă mi se cere lucrul ăsta, n-am nicio problemă. Dacă este spre binele echipei, n-am nicio problemă. Dar n-ar fi corect față de munca pe care am depus-o aici, să renunț în momentul de față. Îmi doresc foarte mult să nu las echipa asta să se ducă în jos. Asta este dorința mea. Acum, mai departe, încă o dată, dacă se consideră din partea conducerii că eu n-aș mai putea să aduc echipa pe linia de plutire, atunci n-am nicio problemă, niciun fel de problemă, nicio supărare. Acestea au fost știrile, sunt Oana Svobodă și vă invit să rămâneți în continuare pe pagina noastră de YouTube, pe Facebook și pe site-ul prosport.ro pentru cele mai noi informații din sport. Până la următoarea noastră ediție, rămâneți cu bine!